Mă aflu la Institutul pentru Cercetare și Dezvoltare a Pomiculturii de la Mărăcineni, un micuț colț de rai pentru dumneavoastră, dar și pentru mine. Sunt foarte apetisante cireșele, sunt foarte gustoase, chiar dacă sunt puțin mai micuțe, dar sunt foarte multe și sunt convinsă că detaliile pe care ni le vor oferi specialiștii institutului vor fi de maniera în care să scoată în evidență aspectele bune și mai puțin bune ale anului agricol 2020. Și unul pentru cultura cireșului. În multe zone, cireșele au fost puține, iar în altele au putrezit din cauza ploilor. Dar au existat și norocoși. Producția de anul acesta este foarte bună, deși vremea a fost foarte capricioasă. Primăvara a fost răcoroasă și ploioasă. S-au instalat bolile fungice, monilioza în mod special. Au fost soiuri care au fost afectate în proporție de 70%. Ca mai în toate domeniile, și în pomicultură, forța de muncă este puțină și greu de găsit. Problema sezonierilor este într-adevăr o problemă pentru noi. Într-adevăr, în apropiere de institut există un liceu, altădată agricol, în momentul de față tehnologic, fără nicio clasă de agricultură. Forța de muncă sezonieră este îmbătrânită, din păcate, și foarte puțină. Culesul cireșelor este o activitate frumoasă și gustoasă, spun cei care se ocupă de acest lucru. Vă rog să-mi spuneți cum este să culegi cireșele astea frumoase. Este greu, în primul rând, că vine să le mănânci toate. Producția este foarte mare, ele sunt multe, sunt frumoase, este mai ușor să le mănânci decât să le culegi, dar suntem aici să le culegem.